Gata. Nu 4 ore, 4 ore. Da. 4 ore? Da. Oprește. Oprește farune și ia ține. Ține asta. Mane. Ține pe mine așa. Filmează puțin. Dus mane. Dus. Ai făcut burta mare. Ia. Nu. Vroiam să vezi ceva. Ce să văd? Patroane. Da. Am venit la vorba ta. Da. Când ai zis că omul al sărac nici voi nu trag. Da. Vrei să spun ceva? Da. Hai să vezi unde doarme omul al sărac. Păi nu l-ai adus. Nu, hai numai să vezi. L-ai băgat în cutie. Să vedeți și voi Aline unde doarme. Pe bune, să vedeți unde doarme. Ia hai să vezi. Hai vino să vezi unde s-a pus. Tu l-ai băgat în cutie. Ba nu, trebuie să vii cu mine acum. Dar trebuie să-l trimiți înapoi la cutură. Hai puțin. Mă scluați de la masă. Da, vino cu acasă. L-ai băgat în curte, l-ai luat de pe drumul ăsta, te-a sărățit. Socara Salin. Ai tras sărăcia lui. Hai? Unde doarme? Nu, să vezi. În pat, la naș. Nu, la patroană. La patroană, în pat. Păi nu l-a pus la ochi. Nu, hai, vino cu acasă, să vezi. Pe găptut. Vino cu acasă, hai. În pat, la naș. O, te trai, lor, ai patroană. Na. Ia uite patronul. Mor de bea. Cred că s-a pișat în pat. Uite patronul. Bea, ce-ai făcut aici? Nu mă țipa. Ce-ai făcut? Nu țipa, nu țipa. Te rog frumos, ieși afară, la bucătar. Hai. Vine la bucătar, serios, ce cauți aici? Ce-ai pișat? Nu. Te rog frumos. Nu mai vorbi așa, că ne pe hai, Ioane, te rog frumos, du-te acolo, du-te în... Mă arăt chiba, umbră de păduci. Ai băgat pe pieri în păduci, te rog frumos. Hai, da. Ia la obosit, Ioane, ești obosit. Bă, când în patru leu. Mă citesc și eu, mă băs și eu, calte. Te rog frumos, nu mă cer cu tine. Ioane, ce cauți aici? Du-te, hai. Le-a Aline, că-ți dacă umpluși asta de păduci, umpluși, uite păduci. Bă, păduci. Bă, pe perina lui. Hai, mă, lasă. Hai, gata. Bă, ai leu, să te bunești pe tine cu el cu tot? Am zis că e fratele meu patroană, că e vite cu meu. Ia-l pane de umel. Du-te doarmă, pui până să te trezești. Până să nu-l mai voi ta că i-a dat Marian de la Severin atâta soare și a bătut joc de ei. Hai, te rog frumos. Mă ia de aici. Lasă că vine el. Mă ia că pute patul. Bă, pute patul, ia de mână. Doamne, te mai pui în pat acum. Așa sută de mine, hai. Poate chiloțele alea, lăsa aici, la tine, pa. Care chiloțe? Bă, Ioane! O părete de chiloțe, Ioane. Ăia sunt ai mii. Patrona, ce ai făcut? Ai dat domnul din casă afară. Mă, mamă, în patul tău, mamă. Ai dat domnul. Du-te-n fâișor, bă, du-te acolo la Aliu. Nu, du-te la cutuna, Ioane. Păi ce faci, Ioane? Unde dormi acum? Să mănânci, Ioane. Mănânci. Ca să te trezești. Hai, stai și tu aici la masă. Păi lângă mine, că miroși lângă mine. Stai la masă, Ioane. Hai, stai la masă, Ioane. Unde îl pui la masă? Bă, să mănânce. Stai în fâișor acolo. Bă, în fâișor nu cu noi la masă. E mort. Ce mă, sunt... Ioane, uitați, prieten, în ce hal l-a trimis bucătarul și cuturița. Ce hal. Bă, du-te, te rog frumos, îmi pui șor că îți pune mâncare acolo, du-te cu tatu-te. Uite aici. Ba, aici. Cumpără-l ciorbă și gata. Bă, pane, eu am creston de ciorbă, te pui. Nu, dar fără ai pune ții, dar eu. Bă, eu am creston de ciorbă. Cumpără-l ciorbă și gata. Ioane? Păi nu-i mai dacă vrea ciorbă. Îți dau mâncare de aici. Că nu mănânc, o aruncă. Panule, ăsta, Ioane? Este muzică ăia. Cine a pus muzica? N-am o dină să mănânc de eu. Unde e parfuria să-i duc ciorbă, că așteaptă ciorbă? Dar unde a pus ciorbă? Bă, oala de ciorbă, ia vezi, l-am închis ăla gazul. Închis. Ia du-te, ia oala cu ciorbă, pane. Băi, Ioane, ce-i bun? Lasă-o, că pane e patronul meu. Nu e bucătar, pane. Vino, pane, face, filmează. Ce-i bun, Ioane? N-ai spus să ia oala cu ciorbă. Uite, patronul, ce-i dus. Eu l-am adus, tatăl tău l-a adus. Cumpără o ciorbă, n-auzi, cumpără o ciorbă. Dai, dai, să-ți dau o ciorbă. Zeru, patroana, hai. Vezi, ce-i adus, patroana? Bă, stai acolo că dau ciorbă, dacă vrei să-ți dau. Bă, ce-i bun, mă? Un somn, ce să beau? Pe mama, apă. Nu, înainte de somn. De mai aproape, înainte de somn, ce-i băut?
Bă, ce... Bă, lasă-mă banii acolo, că cine de mai în buzunar de pe mâncare. Ioane, du-te înapoi. Ioane, tău înapoi. Ioane, vreau să-mi spui adevărul. De ce ai plecat de la bucătar? S-a certat cu tine, nu? N-am odină să mănânc, a venit pe capul meu. Părat dat afară din casă, bucătar. N-am odină să mănânc prâși tu, stă-o săraci, cum prâși pe mei de tatuaj. E vorba de Nora, e vorba de... Ioane, du-te, frate. Nu te mai duci la putuna. Doamne, de ce nu mai mi-a dat cu ziua? De Nora e vorba de... Dar te-a gonit? Casă. Da, du-te, mă. Ia. Unde acolo? Du-te, ia, lingură, că nu-ți avem și lingură, știi. Doamne, fie de Ioane. Să mănâncă din castor, ca colonicul, ca așa meniți cu tocaiul. Du-te, mă, ia-ți lingură. Da. Am dat 20 milioane pentru loc. Hai, bobo. Să dăm mare. Pune. Așa e omul ăsta, să dăm mare. Nu vă spun, listat, vă spun. Bă, lingura acolo, mă. Pe inima. Nu-mi iau pasile, eu iau. Na. Ba. Ia pâine, na. Ia și pâine. Face ca așa, de ce avem să dormitoare? Ia și mănânc. Vezi? Ia, ține David aici. David, l-a luat patroana pe Ioan în primire. Păi eu venisem la tine, pe Ioane. Dar de ce părul așa la tine în cap? Păi sunt, e vorba de... De ce nu te tunci cu fratea tău pe aleu? Nu, porn, că nu sunt în... Hai! Ei, Ioane, hai vină cu așa, Ioane, să-ți iau un interviu. Lasă-l, nu mai filmat tu pe Ioan. Da. Haide, Ioane, vină un coace. Vină un coace. Aleu, la București. Ioane, vină un coace, hai. Dacă e cu minte și m-am spus la locul tău, du-te la locul tău acolo. Du-te la locul tău. Bă, du-te că îți dau cafea după aia eu, hai. Hai, bă, că te trimit după aia să iei cafea. Stai acolo, uite, stai acolo pe scaunul ăla. Iau de... Numai nu pleca. Ca primar, ca jura. Hai. Hai, domnul primar. Ia-ți. Cere iertare în fața mea. Gata. Treci pe scaunul ălalt, că îmi cere iertare. Păi ori ăsta, bă, că tu nu-i acela scaun. Trece ca să stau și eu acolo. Bă, David, ia vină cu ia vorbesc. Leo, vreau o iertare, deci am avut o amenințare din partea Ministerului de Interne, din partea Ministerului de Interne al Poliției, pe capitală, trebuie să cer cu iertare, având în vedere că, da, ai avut o competență inutilă, da, inutilă. Uite, față de tot publicul care se uită la noi, îmi cer iertare la Ion, da, prieten. Din punct de vedere, că pentru că e fratele meu, care te zic... Din partea Ministerului de Interne am văzut... Mascat, mi-a dat amendă, din cot 80 milioane. 40 milioane și cu 40. Nu, ai avut o lasă acolo, de cine ai lăsat acolo? Lasă acolo să se vadă floarea, da. Ai avut o da, din partea Dicotului, Dicot Mascat. Bun, lasă-mă, nu mai zic Dicot Mascat, că nu ne dă voie YouTube. Au venit. Bun, ascultă-mă acum. Nu contează, îmi cer iertare, mi-a cerut iertare Ioan. Să trăiești, să fii, Doamne ajută, să mă asculți. Bun, și mergi pe mergem înainte, cale... pe burtă. Merge pe burtă. Ioane, spune și mie, răspunde la o întrebare. Din ce cauză nu mai ești la bucătarul? Eu înțeleg că ți-ai dat și tu seama că ți-era dor de noi. Da. Și ai venit la noi. Dar am auzit pe bune de să te-a dat afară cu Tunița și bucătarul. Aș vrea să le spui și la lume, ca să înțeleagă și lumea. Nu, e vorba de Nora, e vorba de...
Pe ce Nora? Că ia Nora și a zis să pleci? Că ce treabă are Nora? Ne place pe noi, cu bucătare. Hmm? Zi, Ioan. Nu îmi depășesc anumite puncte de vedere. Nu, nu, nu-mi place mie. Ui, Conea, taci. Patroană, te auzim doar pe tine. Ui, Conea. Nu, dar vezi de ce? Acum ai venit la vorbele mele că te-au dat afară din casă. Ai înțeles, Ioane? N-au un desinământ al lor. Dar tu de fiecare dată când ai plecat de aici și te-ai certat cu noi, a fost vorba că ai venit la noi, că noi suntem familia ta. Dar tu, dacă ești copil desinământ, păi da, din punct de vedere... Eu n-am desinământ, Ioane, tu ai desinământ. Cam și eu doctorat am în bune. Dar pe bune, chiar așa, cu doctorat. Eu te-am salvat, te-am pus pe picioare. Dar când era... Ion. Am luat banii aia de la stat. Mai înțeles? Păi n-am luat banii de la stat, 2 milioane de euro. Și tu te-ai dus și ai făcut pușcăria? Dar am făcut și eu pușcăria. Tu ești fratele meu, bă, vitregul. Da? Ia țigarea din gură, că nu-ți dă voie cu țigarea aici. Nu, 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 stai să filmăm aici 2 minute și pleci. Zi, Ioane, ce facem? Hm? Ia să stăm policica asta mai la o parte. Așa. Ești cu minte și mă ascult. Da. Am zis cu Nelson, să te bați. Da, mă bag cu el în ring. Păi nu vii să mă susții acolo? Pește. Vrei să intru tu cu el în ring? Vrei să intru tu cu el în ring? Până... Băi, pe bune, dai lui Nelson de... Vrei să te bag cu el? Doamne, mă se ligă. Dar fii atent. Dacă îți dă la o bucată, zici că dă tank cu tine. Da, ascultă-mă. E unul... Păi uite... Pe bună ta, eu... E unul dragă și nu știu cum. De vulturi. Un... Mă vână de vulturi. Eu m-am bătut azi noaptea cu doi. Na. Serios? Păi te bag pe tine să te bagi cu Dragoș. Mă pun așa, bam, direct un pumn în cap. Păi cu unul, Dragoș, nu vrei să te bagi tu? Da, mă, trebuie să... Sau cu Nelson Mundielu vrei? Păi mușă la. Păi mai mare forță ca Nelson? Hai, Ioane. Deci spune ca să audă lumea, prieteni. Te rupți cu Nelson în cușcă? Deci, prieteni, ori chiar ce spune, crede, prieteni. Zi, Ivane. Ori pe Rauva, ori pe Gilava, asta e, la pușcărie. Așa am fost. Prieteni. Ori Rauva, ori Gilava. Păi da, dar nu o să mergi ori la... da, ori ba. Păi da, de ce crezi să mergi la pușcărie? Pe bune. Păi am fost ori pe Rauva, ori pe Gilava. Păi ce treabă are cu Nelson Mondialu? Merge și la pușcărie? Îl iau cum vrei el. Mergi și la pușcărie. Să-l facă ea, bam, direct. Dar stai puțin, mergi și la pușcărie? Păi și dacă se dorește... Dacă îl ține pumnul, probabil. Păi și la pușcărie acolo ce te-ai luptat cu criminale. Bă, lasă-mă, am avut eu, la Perahova, am avut eu criminale. De 20 ani. Pe bune, Perahova? Bă, ce-i? Păi tu erai la Timișoara, arestat. Mm-hmm. Păi, tu... Păi și ce facem eu? Ce? Da. Fii mai bă cu minte, nu mai uite. Nu mai fii. Cu Dolinda. Nu mai fii, bă. Nu-i bărul de tine. Păi te-am uite ce fac. Dar tu ești, băi, tu ești... Tu ești ca un copil, ca un copil de clasa a doua, băi. Cu Nelson, erai pe cu copilul ăsta mic, erai pe jucărine, da, pe... Ce că la jur de pe viață, tu... Păi am văzut una. Da? Ai văzut? Dar de la bucătarul afară din casă. Pe bune, ce noră e, mă, te-am mințit cu Nora, cu asta? Poate, te-am mințit cu Nora, te-mi părești mai tare, că n-am avut. Poate, nu, da. Pare Nora, dar ce treabă avea Nora, că tu l-ai ajutat acolo, de-a făcut la casă, l-ai ajutat în curte acolo? Lasă-mă. S-ai înțeles? Dumnezeu. Va avea datorită ție, avea vizualizări. Da, din punct de vedere, da. Păi, pe bune, avea vizualizări datorită ție, că vrea lumea să te vadă, că erai fratele lui Leo. Nu, Ai și tu fanii tăi, mulțumește-le la fanii tăi. Eu? Câți fani ai? Eu? Ai mulți fani care te iubesc, uite și milioane, se uită la tine. Milioane. Uite și se uită la tine, spune-le ceva. Milioane, dragi prieteni, vă mulțumesc din suflet că
vreau să-mi ceară Leo iertare față de mine. Îmi cer iertare fanilor și prietenilor. Eu ca bucătar specialist în domeniul de bucătărie și ca macerar și ca tot, să fie cu minte, să zică, să mă asculte, pentru că, na, a greșit. Am greșit, prietenii. A dus prietenii. Poliția în alertă, a primit... Bine, 80 de milioane amendă. Asta deci, e, dacă da, e necumite... Deci, prieteni, îmi cer iertare față de punct de vedere de Ion, statistic, că e vitreg, și eu ca bucătar specialist, da. Dar da? Tu trebuie să mă asculti. Dar vreau să vă spun acum că l-a dat bucătarul și cu Dunița afară din casă și Ion a venit tot la noi, bineînțeles că i-a fost și dor de noi și a venit la noi. Dar l-a dat bucătarul și cu Dunița, vedeți ce fel de oameni sunt prieteni, că l-au dat afară. Nu mai e bun Ion acum și i-a ajutat Ion. Deci, pe bune, chiar i-a ajutat. Deci vedeți și dumneavoastră cu ochiul liber. De ce cauza a plecat Ion de acolo? De bine? Zici tu, Ioane, de bine ai plecat? Au fost amânați de Cuschi, de... A, au zis Cuschi să pleci? Da, Cuschi care... Da? Cu unul, mă rog. Păi da, dar până la urmă, Ioane, tu te-ai certat cu mine ca să le pui parte lor. Trebuia să țină și nu, ei. Nu, din punct de vedere, nu e vorba de tine, că de tine e greu. E vorba de... De Nora? Nu, cu Ioane. A, de mama? Păi ce le-a făcut mama? Tine, nu, cu tine e bine. E bine. Am înțeles, dar ce le-a făcut și mama? Că mama i-a ajutat. Eu consider... La YouTube toată lumea s-a uitat. Nu, i-au considerat împuțiți. N-a fost bine. Ce-a considerat? Împuțiți. Nu pe mine, pe ei. Mm. Eu am diplomul de bucătar. Păi tu diplomul? Am... Răfăli, nuntă! Ascultă-mă. Eu cred că el învățat de la tine mâncare. Nu aprinde țigare. Stai să mai vorbim un minut. Că mă... Dă 5 lei la mătăină. Dă mă, Ioane, stai că-ți dau 5 lei. Dă-mi cu ahai. Bă, hai. Tu ești fratele meu vite. Dă-mi cu ahai. Ai ajuns chiar așa. Dă-mă, dă-mi cu ahai. Ai ajuns pe-ți bani. Dă-mă 5 lei, mă. Stai că-ți dau cu pe card. Bună. Am pe card. La... Nu mă lua la mișto, că nu-mi ține. Îți dau cardul. Dă-mă cu ahai. Îți dau cardul. Dă-mă cam... Dă-mi cu ahai. De ce? Uite, m-am lovit cu... Și mai ești mecheri, că mă tare. Și? Îmi vine, sunt porc. Îți vine? Dar bucătarul învăța de la tine bucătărie și după aia venea la mine și muncea aici? Nu știu. Eu, păi cred că eu cu Bora, eu cu Bora bucătării, da. Deci, prieteni, vedeți, ăsta este Ion Diloaica, a fost dat afară. A fost dat afară din casă și lăsat să doarmă în stradă, de către bucătarul și de cutuniță. Da, Dumnezeu! Dumnezeu o să le vadă, Iisus, Ioane. Iisus e mare. Dumnezeu o să le vadă că... Vedeți și voi, prieteni, nu e vorba că vă mint eu. Vedeți cu ochii voștri, e Ion Diloaia, Diloaica, aici, în persoană, lângă mine. Mie mi-a părut rău de el, că până la urmă e fratele meu. Și-a cerut iertare. Și mi-a cerut și iertare față de Ion. Pentru că a avut o... Am avut și o reieșire, am fost nervos, Ion, mă înțelege. O reieșire, dar n-ai voi, fratele meu, pentru că zice... Da, Ion, am fost și eu la pușcărie. Tu, în moment... Eu n-am fost. Ai fost și tu la pușcărie, Ion. Am fost amândoi la pușcărie. Am fost amândoi la pușcărie. Dar ai 5 lei să-mi dai și mie. Dar tu 5 lei, că... Ai 5 lei să-mi dai. Tu, mă, gulane. Fii atent. Păi eu n-am, mă, 5 lei, Ioane. Iisus, când... Băi, hai, mă, nu fi... Măi, Ioane, eu n-am 5 lei. Au, am de astea de 500. Mă, pleu, mă, că... Gulane. Lasă, că nu poate să dau. În momentul când am fost pe Jilaua, pe Jera... Câte minute e fanule? Era Cristian. Zi. 12 minute. Zi. Pe Jilaua, când eram în Penejera și vina Cristi, că mă tarul. Ioane, vrei să mă tai pe leu, la cu de aia. Păi, dar cine mă scoate pe mine afară? Tu, eu aveam bază în tine, Ioane. Serios, chiar aveam bază în el, prieten. Dacă bea, dar n-avea de unde să bea acolo. Ce să bea, o atmosferă, ce să bea, o apă. Vrei să spun acum, să audă lumea că bei și acolo? Bei suc și alea, câte ți-am luat eu suc? Nu bei? De la magazin și înghețată și țigări? Păi, eu dorm... El era prieten cu toată lumea. Mie așa, pe nezine, criminal și după ce mă, bam!
Deci credeți, prieteni, pe bune. Pe comandament. Pe comandament? Păi, eu îți luam două salătele și le analizăm mai rar. Deci, vedeți, prieteni, omul e prea bun, Ion. Ion e băiat bun. E băiat bun. Da, Ioane, ce zic? M-ai băgat poliția peste mine. Păi am zis să-ți mai dăște. Alertă, alertă. Pentru bucătarul, vezi? Alertă-mi, da. Mă, pentru bucătarul. Pentru mine. Înțeleg că... Alertă-mi, da. Și bucătarul? Și cu bucătarul ce face? M-am pomenit cu poliția la poartă. Bă, Ioane, ce ești? Ești... Ești... Bă, doi, agresiv? Agresiv? Ce? Criminal? Tu ce le-ai zis? Da, dacă te găsea așa beat, te lua. Te lua, Ioane, dacă te găsea așa beat. Nu, nu, băi. Bă, au voie să te ia beat. Mă, ce? Bă, Ioane, cum să nu te ia? Te luau. E vorba. Și le duceau la Severin la spital. Și rămân, bă, pleacă, mă. Criminalizii, că e una economică, altă și... Deci, prieteni... Deci, prieteni, a plecat Ion din Loaica, s-a dus să fumeze o țigare. Hai să deci, vedeți și voi. Una penal, alta, criminalizii, că e alta. Au venit de la criminalizii. Farule, vino. Vino, pune și mie dacă mă văd bine. Prieteni. Ion Diloica, fratele meu. Da, Ioane, mai încet. Ion Diloica, fratele meu, a fost dat afară din casă de la bucătarul, pentru că el până acum a muncit la bucătarul. Și a venit aici fără niciun leu, fără nimic. L-a dat cu bagajul lui, a venit cu bagaj, a venit la poartă. Mie nu mi se pare normal ce a făcut bucătarul. Că eu nu aș fi vrut să mai vorbesc de el deloc. Deci nu aș fi vrut să mai vorbesc de bucătarul deloc. Dar uite, o să vorbesc acum pentru că l-a dat afară pe fratele meu, l-a dat afară din curte. Și acum cu ocazia asta o să vedeți și voi că nu mai este la el Ion și Ion este la mine de acum acolo. Eu n-am cum să-l las pentru că Ion până la urmă este fratele meu întreg. Păi da, le-au cu mine la București pe Ion, pe bune. Așa prost cum e el, e fratele meu până da, la urmă. Da, prost. Da, pe bune. Da, o să-mi iau o nevastă, o să stea Ion cu ea. Soră, e pe bune, vedeți, e mă însoară. Ion cunoaște multe fete și poate să mă însoare. Las-o pe Dana, pe baba. A, păi s-a dus cu altul, n-ai văzut? Hai, bă. A plecat cu altul în Italia, cu... Da. Pe, stătea acolo pe o piatră la mare. Ai înțeles? Și el a o filma. Ar, asta este. Asta e, Ioane. Dacă a plecat, a plecat. S-a dus. Nu e ea prima sau ultima. E cam a zicea gagica mea care a plecat și mi-a părut rău. Mie mi-a părut rău că asta este. Nu, neba să fii. E neba. Deci, prieteni, vă pup și vă iubesc. Și vă mulțumesc că v-ați uitat acum la mine. Vă pup, prieteni. Au foane. Te ține. Te ține în porc. Te ține în porcii. Ioane, pitură țigare, Ioane, să nu te vadă. Are țigare, Ioane? Are Ioane țigare? N-are. Dar de ce te-a dat afară, bucătar? Spune și mie de ce te-a dat afară. Spune, ai făcut vreo prostie ceva? Nu, nu. Da? Nu, vine Nora și nu. Pe Nora, Nora, dar de ce? Că te ținea, zicea că ești, bă, te-a plătit pe ce ai muncit acolo acasă. Da. Te-a plătit? A venit fără bani, fără nimic, Fane. Păi și atunci? Dar ce te-a ținut acolo dacă nu te-a plătit? Ai văzut că ai adus și tu în juri, ai urea poate... Ce facem eu, nule, atunci? De nașa, ai adus să mergi, juri, te trimit înapoi la el, hai du-te înapoi la el ca să cer banii. Nu. Nu te duci să cer banii. Păi munci câteva luni de zile la el. Nu trebuie să te plătească. Că am văzut că lucrai la niște sculi acolo, la lemne, le îndreptai, le făceai. Ce făceai? Hmm? De ce înseamnă ea? Tu pleci, pleci. Vezi, profiți. De ce profiți? Profiți de ce? De cine? De patroana? De bunătatea. De Leo, de patroana, de cine profiți?
fiecare suflet un pun leu și patrona și primește dau ciorbă de mâine. Ei, noi îl luăm înapoi acum, nu mai. Pâine și o ciorbă. E fratele meu Vitre, dar l-am primit înapoi de 3-4 ori. De ce? A zis, păi, Ioane, leu de mine, de leu, Dumnezeu i-a ajutat. E, vezi, care îi spune lui bucătarul lucrul ce auzeai la noi, îi spuneai lui bucătarul. Da, dar mi-a trimis poliția în aretă. A, da, poliția în aretă, am trebuit să te ia și de ce nu te-a luat? De ce nu te-a luat? Că avea bucătarul cu socrul comandantului combinații? Eu nu vreau să mai vorbesc cu Ioane Giloaica. Vezi că ai ajuns să stai aici, să stai iar aici. Ioane, e vorba că... Ai văzut patrona ți-a dat altă... Da, că ești în minte, adică și... Ia vino, ia vino puțin, vino puțin la bazinele alea acolo, hai ca să vedem unde dormi, că e o pătură și băgăm în bazinul ăsta, hai să vedem. Nu, hai mă. Hai serios. Haide. Haide. Hai Ioane, vrei? Patrona, mă, pot să mai fac și eu un vlog. Să faci un vlog. Pleacă da. Căcăciosul de aici. De ce ai vorbit așa? De ce a vorbit așa, prieteni? Ia spune Ioane. Poc că dăm dumă la cazian, că așa, că tot așa, că dăm dumă ajung valie la rachea. Să-i răcu. Pindem o divanul, că sunt insatiatul cu gajul, că ți-am afandat doi, pindiatul cu jantea. Tu să vii cu minte.